domnul antrenor Vasile Miluță va face o declarație de presă, după care așteaptă întrebările noastre. Bună seara. Prima repriză bună. Cred că noi am avut ocaziile mai clare în primele 15 minute. Am luat acel gol dintr-o fază fixă. Arbitru și-a bătut și la joc. Un fault în afara care l-a pus 11 metri. Noi cu Călăraș am avut 2 de 11 metri, n-am primit niciunul. S-a rupt jocul la 2-0, da? Până la urmă, pierdeam 1-0 sau 3-0 sau 4-1 tot acolo. A fost și o problemă fizică în repriză doar sau a căzut doar pur și simplu după gol? Da, după gol, după 11 metri l-a căzut echipa. A venit și al treilea gol, acel din lovitură, bă, și normal. Indiferent și echipă și Barcelona cade la 3-0. Finala campionatului pentru dumneavoastră este sâmbătă viitoare? 100%. Trebuie să batem neapărat chiar. Mersi, doamnește. Mulțumim, doamnește.